Deși zilele acestea nu au fost aplicate amenzi pentru neechiparea corespunzătoare a mașinilor, polițiștii îi avertizează pe șoferii care pleacă la drum nepregătiți că pot provoca accidente grave. Astfel, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova recomandă conducătorul auto să se informeze cu privire la starea drumului și condițiile meteo a zonei unde urmează a se deplasa, de asemenea să-și echipeze autoturismele regulamentar cu anvelope de iarnă atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, zăpadă sau gheață. Șoferii care nu țin cont de recomandările oamenilor legii riscă o sancțiune de 9-20 de puncte de amendă, însemnând de la 720 de lei la 1600 de lei. În plus, certificatul de înmatriculare ar urma să fie reținut. Anvelopele de iarnă pot fi recunoscute după însemnele speciale MS, M+S sau MNS.